Mă numesc Boris Lăuș, reprezint compania Nexon, unul din cei doi expozanți români aici la Agritehnica. Ce este de știut despre noi? Suntem unul din cei mai mari distribuitori de anvelope agroindustriale pe piața din România, cu branduri exclusive și, evident, și cu mărci consacrate. Depozitul central în Târgu Secuiesc, cu peste 8.000 de metri pătrați, 6 depozite în țară, în Cluj, Baia Mare, Timișoara, București, Constanța și Iași. Cu ajutorul acestor depozite acoperim practic toată țara și vânzările de anvelope se fac foarte, foarte rapid. Cu o logistică bună organizată pusă la punct, cu peste 30 de mașini care se deplasează în toată țara. Important e să fim prezenți și să avem, adică avem stocuri suficiente ca în momentul în care utilajul are nevoie de anvelope pe câmp, putem să o livrăm în timpul cât mai scurt. Motivația prezenței noastre ar fi în principal fermierii români, care vin în număr destul de mare, fiind prezenți ca vizitatori și în anii precedenți, ne-am întâlnit cu destul de mulți fermieri din România și am zis că ar fi timpul să venim să fim prezenți și noi aici, că e de bun augur. Și zic eu că până acum numărul vizitatorilor români a fost mulțumitor. În timpul târgului am avut mai multe contacte, mai multe întâlniri cu alți dealeri din alte țări și, cel mai important, cu furnizorii noștri de anvelope agricole. Anul viitor intenționăm să introducem o marcă nouă în gama noastră de anvelope agricole. Marca Vredestein este deja prezentă pe piață cu anvelope de autoturisme și autoutilitare. Dar ne-am decis ca de anul viitor să o introducem și pe partea de anvelope agricole. Vredestein este un producător olandez renumit, producând anvelope din categoria de top, nivel de preț superior, cu o calitate foarte, foarte bună. Asta ar fi ideea pentru anul viitor, unul din ideile pentru anul viitor. Cum vi s-a părut Agritehnica 2011? Cred că e cea mai mare expoziție pe care am vizitat-o eu vreodată, mult mai mare decât acum 2 ani de zile. Mi se pare de bun augur pentru toată lumea. Recomand cu toată sinceritatea la toată lumea din România, dacă are posibilitatea, dacă n-a venit acum peste 2 ani de zile, trebuie să vină, că aici ceea ce se poate vedea, ceea ce se poate experimenta e de viitor. Tehnologii, utilaje care o să aibă intrare în România și o să aibă trecere mare în România. Deci e de bun augur pentru toată lumea să vină și să viziteze acest lucru.